de acolo. Deocamdată nu s-a întâmplat sau a fost o încercare mai devreme oprită de Galamas. Încearcă să plece Scar la atache. Intervine extrem de energic Ricardo în fața lui Dăciulescu. În doi, o pasă pe care Scar la atache nu poate reține. Unirea repune de la margine. Acesta este fundașul dreapta Adrian Scar la atache, un produs 100% al lui Dinamo. Are 22 de ani și în tur a fost împrumutat la Autopec. A marcat un gol în această ediție de campionat și de altfel în cariera lui în Liga 1, dar nu pentru Dinamo, clubul la care joacă acum, ci tocmai pentru Otopeni. Meciul a mai pierdut un pic din turație, este o perioadă de acalmie, cred că au cheltuit ceva energie ambele echipe în startul meciului, gazdele în acel forcing de debut, oaspeți în încercarea de a stopa avalanșa de atacuri la poarta lui Dor. Intrare cu talpa înaintea lui Usman Doi. A fost faultat Ricardo. Usman Doi, autorul unui meci senzațional cu Poli Timișoara, când a scris de două ori. Pasă pentru Bilașco. Varga pătrunde în centru. Varga are mingea pe piciorul stâng. Pasă foarte bună offside pentru Tibi Bălan, aflat în offside. Oricum fost un jucător al Sportului Studențesc, ratase preluarea. Tibi Bălan pierduse echipa în ultimile etape, Rusescu era titular. Iată momentul pasei și este o eroare. Greșeală, da. Este o eroare pe un fanion de cupa, de finala Cupei UEFA. Acel tușier care a ridicat steagul, așa cum spuneam, miercuri a oficiat la meciul dintre Shakhtar și Werder Bremen. Bilașcu a fost cel care a câștigat duelul aerian, minge degajată de Bruno Simão. Mult angajament, multă ambiție și o singură fază de poartă notabilă în acest început de meci, minutul 24, 0-0 aici la Urziceni, între Unirea și Dinamo. Este primul fault al lui Simão după momentul primirii cartonașului galben. Poate fi un semn de alarmă pentru defensiva dinamovistă. Acum Apostol în centrul terenului cu pasă pentru Bordeanu. Aceeași minge trimisă înalt undeva către Pădurețul de această dată. Este mult prea scurt. La fel ca și Torje, care încearcă acum să lanseze un prim atac și mingea este a ziariștilor pentru că a ajuns la masa presă. Mircea Rednic în imagine. L-a învins o singură dată pe Dan Petrescu ca antrenor. În decembrie 2003 la un Craiova Rapid 3-1, dar despre această poveste poate altă dată, pentru că acum Tibi Bălan pasează la Galamaz și Unirea Urziceni încearcă să pornească un atac nou. Dinamo deocamdată rezervată, încercând să măsoare forța de șoc a adversarii. Bilașco continuă, Varga în poziție de gol și este 1-0, înscrie Dacian Varga. 1-0, minutul 25. Din nou o excelentă acțiune de atac a Bilașco cu o pasă de tip joker, cum spun fotbaliștii, pasă în gaură pentru Dacian Varga. Ușurința acestuia de a trimite mingea în poartă vine din faptul că jucătorul fost la Sportul Studențesc are piciorul stâng în interior și poate executa portarul. Bună plasarea lui Varga pe flancul drept. Și iată cine deschide scorul în această finală de campionat național. Dacian Varga, fiul unui fost jucător dinamovist. Tatăl său fost pe vremuri fundaș lateral la Dinamo. Dinamoviștii au mai fost bătuți cu Varga odată la acel meci Dinamo Sportul Studențesc, când actualul jucător al Unirii a făcut o partidă memorabilă, meci terminat cu un 5-4 și cu un puseu de tensiune al antrenorului Gigi Mulțescu. Este un gol care va schimba puțin fața meciului. Un meci care evoluează acum în coordonatele dorite de Dan Petrescu. Dinamo se repede în atac, iată mingea lui Torje și atacul lui Iulian Apostol avertizat cu cartonaș galben. Nu permite arbitrul spaniol atacul cu talpa înainte. Probabil că
A sesizat faptul că piciorul Ialomițeanului a fost undeva deasupra mingii din această reluare. Nu ne putem da seama ce s-a întâmplat. Cert este că avem o lovitură liberă pentru Dinamo. Suporterii Câinilor nu trebuie să disperă. Dinamo este formația care în acest campionat a întors cele mai multe rezultate nefavorabile. Ultimele exemple sunt meciurile cu Timișoara din Ștefan cel Mare, cu Steaua din Ghencea. Au mai fost și în turul campionatului întâmplări similare, precum cea de la Vaslui, de exemplu, când Dinamo a fost condusă cu 1-0 și a câștigat în final cu 2-1. Cristea direct pe poartă și respinge Arlauskis. Suntem în minutul 27 și consemnăm primul șut pe spațiul porții lui Arlauskis. Arlauskis a deviat în corner, acest șut surprinzător. Probabil că portarul lituanian se aștepta la o centrare, la o minge aeriană. Cristea bate corner. Interesantă dispunerea jucătorilor dinamoviști, perpendicular pe linia porții. Cristea la prima bară respinge Bruno Fernandes. Întreaga formație gazdă era în propriul careu. Iată acum recuperarea. Iulian Apostol se poate pleca pe un contraatac periculos. Dacian Varga. Varga mai departe. Pasează însă greșit. A reușit să respingă Scarla Tache, care a venit oportun în centrul apărării. Marius Nicolae agață această minge, dar apoi îl fautează involuntar pe Ricardo. A fost o intrare energică a lui Marius Nicolae, dar acesta a urmărit balonul. Iată momentul faultului lui Apostol. Piciorul a fost pe iarbă, n-a fost deasupra mingii. Acum lovitura liberă, excelent executată de Cristea, dar Arlauskis este considerat de un alt angajat al clubului Dinamo, fostul mare internațional Dumitru Moraru, cel mai bun portar străin din campionatul nostru. Între timp, centralul Muniz i-a explicat foarte clar lui Dan Petrescu că la primul semn de nervozitate îl va trimite în tribună. 1-0 pentru Unirea Urziceni în minutul 29, gol marcat acum 4 minute de Dacian Varga. Probabil că vom avea mai mult fotbal. Dinamo nu s-a învățat minte după pățania din derbiul cu Steaua, atunci când a abordat partida de o manieră asemănătoare, încercând să se apere pe două linii și ignorând aproape în totalitate faza de atac. Atunci dinamoviștii au izbutit să egaleze în finalul meciului. Să vedem ce se va întâmpla acum. Forța psihică a dinamoviștilor însă este crescută, este mare. Au avut reacție nervoasă, așa cum spuneam, în foarte multe partide. Au reușit să întoarcă rezultatul. Cavaleria ușoară a Unirii în acțiune. Apostol, Pădurețu și Tibi Bălan, jucători iuți, rapizi, fără gabarit, dar foarte tehnici, foarte fâșneți. A recuperat între timp Adrian Cristea. Cristea, cercând o pasă perpendiculară, este mingea lui Arlauskis. Încă două reluări ale momentului în care Arlauskis se duce pe traiectoria balonului expediat foarte bine de Adrian Cristea. N-a fost chiar o minge ușoară, ai văzut, traiectoria a fost ușor curbă și Arlauskis a trebuit să aștepte până în ultima clipă pentru a sări, alminteri risca să nu se mai întâlnească cu balonul. Se joacă cu baloane Adidas, nu Nike. Aceste baloane sunt puțin mai ușoare și în momentul în care sunt lovite bine, fug de portar, așa cum spun atacanți. Continuă Dinamo. Îndoi. Scarla Tache. Îndoi. Poate șuta de acolo. Este întâmpinat și deposedat de Bilașco. Din nou Urziceniu se pregătește de un contraatac. Sunt iată, 5 contra 4, exact ca atenție. O legiune atacă cei 5 jucători ai gazdelor. Varga încercând să paseze dintr-o bucată, din nou se termină faza de contraatac la el. Trec foarte bine de la faza de apărare la faza de atac cei de la Unirea Urziceni, foarte rapid. A fost un moment în care contraatacul în grup i-a surprins pe dinamoviști 5 contra 4. Bălan a întârziat însă mingea. Se spune că la un contraatac principala regulă este să dai mingea în față și să alergi înainte.
Lovitură liberă dictată între timp de arbitrul Muniz pentru Unirea Urziceni. Bate Iulian Apostol. Galamaz este principalul pericol la acest gen de faze. Iulian Apostol cu efect prea puternic însă pentru coechipierii săi. Destul de puternic și pentru Dolha, care reține în doi timp. Să știi că are probleme Dolha de când a început meciul. Are ezitări destul de multe. Acum în doi, în partea stângă. Așteaptă demarcarea unui coechipier. Deocamdată n-a ieșit la joc Dănciulescu, dar el este tipul de fotbalist care apare de nicăieri pentru a marca. Boștină. Urcă Bruno Simão. Trei jucători de la Dinamo așteaptă centrarea. Respinge Bruno Fernandes. Recuperează Boștină. Usman 2. Simão. Cristea este în fața sa. Simão centrează în brațele lui Arlauskas. A să știi că a fost primul moment în care dinamoviștii i-au băgat cu fundul în propriu careu pe adversarii lor. Un joc de posesie care a mers. Iată pasa lui Brandan. O degajare cu adresă către cealaltă zonă de teren și iată ce se întâmplă. Este un procedeu împrumutat din rugby, acesta de a câștiga teren bazându-se pe greșeala adversarului. Iar Simão se pare că este predispus să facă greșeli în fața lui Dacian Varga, un jucător dotat cu o viteză nesuperioară. A fost un episod spectaculos cu o cădere a lui Lucian Goian, dacă nu mă înșel. Arbitrul a lăsat jocul. Iată încă o dată faza golului. Excelentă pasă dată de Bilașco și apoi reluarea precisă, sigură, în colțul lung al lui Dacian Varga. Cristea a primit de la Dănciulescu. Cristea l-a înălțat pe Bordeanu. Cristea preferă centrul. Acum în doi, care își așează mingea pe stun. Și Boștina a mizat pe sprintul, pe țâșnirea lui Marius Nicolae sau eventual a lui Dănciulescu la această minge trimisă în orb pe spate spre careul lui Arlaus. I-a păcălit pe toți Boștină și pe adversari și pe coechipier, pentru că dacă unul dintre coechipierii săi înțelegea gestul tehnic al lui Boștină, rămânea singur cu portar. Este 1-0 Unirea Urziceni Dinamo. Acum pasă pentru Bilașco, din nou filtranta lui Bilașco, Tibi Bălan. Și este lovitură liberă pentru Unirea Urziceni la marginea careului. Atenție, cel care a faultat trebuie să primească cartonaș galben într-o astfel de fază, dar este Simão, care mai are unul. Se judecă și în spiritul jocului, nu numai în sublitera regulamentului. Mă rog, să zicem că se poate accepta ideea că acest faul totuși nu este de galben. Vreau să remarc însă jocul admirabil al lui Bilașco, atât de atent la recuperări. Această fază a fost creată tot în urma unei intercepții reușite de vârful de atac al Unirii. Se ridică mai greu Tibi Bălan. A fost accidentat o bună perioadă în această ediție de campionat. Este un jucător fragil care a ratat destul de multe meciuri din pricina accidentărilor. Iată intrarea lui Simão, piciorul este mult prea sus, îl rașchetează un pic cu crampoanele pe Tibi Bălan. Oricum este o fază periculoasă pentru poarta lui Dolha, lovitură liberă de la 20 de metri. Jucători de picior stâng sunt în echipa Unirii Urziceni. Da, Varga, Bordeanu. Cred că Varga o să bată, să știi. Cred că Varga. L-am văzut el și a așezat mingea, le-a cerut voie cu echipierilor. Are ascendentul moral al acelui gol marcat în minutul 25, nu-și va lua un elan mare, va încerca probabil să trimită peste zid. Zidul este înalt, Varga cu piciorul stâng, apără Dolha, continuă Galamaz și mingea este în spatele porții. Excelentă parada lui Emilian Dolha la lovitura liberă executată foarte bine de Dacian Varga. Este prima intervenție remarcabilă a portarului dinamovist. S-a întins cât a putut, a împins în picioare și a izbutit să respingă, a venit apoi reluarea lui Galamaz. Atenție la Galamaz, de două ori a ratat, al treilea la militarie se spune că ar trebui să fie în plin.